есть его тринитате, нотриа, есть его тринитате, родили сегодня. Тринитате, спригените, петрово, петри, май контрафорто, але контури, din spațiul românității. Bogoviștea, capitala lui Mircea cel Bătrân, a lui Constantin Brâncovean, și Chișinău, dezmoștenita capitală a Moldovei dintre Prut și Nistru, dacă putem să ne închipuim o asemenea, dar nu că ne închipuim, că ea este chiar dezmoștenita capitală a Moldovei dintre Prut și Nistru și dezmoștenita capitală a Bucovinei, pe care deseori o numesc tot dintre Prut și Nistru, dar de fapt e de Prut. Și confuzia care se face uneori între Basarabia și Bucovina pe mine mă întristează atunci. Cartea aceasta este încă un argument că Cernăuțul are o identitate aparte de identitatea basarabeană. Asupra aceste cărți au lucrat foarte intens. Au ostenit trei oameni. Deși aici, între antologatori, sunt mai mulți, printre care și umila mea persoană, dar aproape n-am făcut nimic. Am predat numai versurile mele. Principalii ostenitori sunt profesorul Mihai Stan de la Suceava și doi academicieni. Academicianul Mihai Cimboi de la Chișinău și academicianul Vasile Tărătanu de la Cernăuți. Datorită lor, dânșilor, cum se spune în ultimul timp, și mie nu-mi prea place acest dânșilor, datorită virgilor au văzut această frumoasă, antologie. Din partea Cernăuților, mai bine zis, Cernăuții sunt reprezentați în antologie de 23 de poeți. Puteau fi și mai mulți, am spus-o și atunci când s-a prezentat cartea. Aici a fost prima lansare a cărții. Deci puteau să intre și alții, că mai sunt. Chiar unii sunt aici prezent și probabil că simt oarecare umilire că n-au lucrat în această întâlnire. Sunt din cei 23, 5 într-o pomenire, trecuți în lumea drepților și 18 fericiți într-o viață, adică cei care au fericirea trăirii pământești. Dacă trăirea pământească e o fericire, îmi pun eu întrebare. Care e mai mare fericire? Trăirea pământească sau viața veșnică? Istoria este un coșmar, spunea Steven, de Dalus și Jezus. Istoria e un coșmar. E coșmar, pentru cine e coșmar, pentru cine nu e coșmar. Eu consider că istoria pentru mari voievozi ai neamului n-a putut fi un coșmar. Nici ce se înțeleagă. Anume, prin istorie ei s-au impus în fața veșnicii, au devenit veșnici. Sprijinul istoriei, dacă nu s-ar fi
deci integrat în istorie, nici Ștefan cel Mare, nici Mircea cel Mare n-ar fi fost așa mari. Doar e cea mai frumoasă poveste, dar istoria culturii, așa spun și am intră în istorie și istoria culturii. Istoria nu poate fi malefică. Istoria este tărâmul acela care ne pregătește pentru viața veșnică.